să iau ocazia să vă vorbesc așa fără separare între noi. Suntem singurii care credem în modernizare, în schimbarea lucrurilor și în actul de administrație publică ca unul în slujba poporului, în serviciu public. Asta ne diferențiază de celelalte partide. De fapt, ceea ce avem noi nevoie e de nouă speranță. Oamenii au nevoie să resetăm lucrurile, să pornim de la ideea că noi putem să ne luptăm cu sistemul împreună. Munca noastră a tuturor membrilor USR ar trebui să fie cea de a uni oamenii, capabilității de a găsi proiecte pe care să le ducem în comunitățile pe care ne slujim. USR e un partid tânăr, fără naraur comunist pe celelalte partide și voi găsi oamenii cu care să pot colabora, să punem în practică acest idei, să creștem și noi ca țară pe model european de dezvoltare. Dacă îngropăm și această speranță, nu e vorba de noi, de mine, de Drulă, de Cătălin sau de Tavi, e vorba despre România și oamenii așteaptă și au așteptat foarte mult de la noi. Și apropierea noastră de cetățean a fost singura modalitate prin care am putut să atragem voturi și prin care am putut să ne facem cunoscuți. Noi venim ca o alternativă și ca o soluție pentru toate neajusturile. USR merge mai departe. Istoria e compusă din etape. Până acum, USR, în acești ani pe care am petrecut împreună, a făcut lucruri extraordinare în politica din România. Indiferent care din voi veți ajunge la vârf, nu uitați de bază.